Partidul Socialiștilor nu va avea un lider, ci un organ colegial de conducere și un președinte de onoare. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, potrivit căruia deciziile privind viitorul PSRM vor fi luate mâine la Congresul Formațiunii. Dodon a declarat la un post privat de televiziune că președinte de onoare ar urma să devină chiar el. Dodon a adăugat că, deoarece are acum un alt post de muncă, va face un pas în spate și va fi mai puțin vizibil în cadrul partidului. Iar în față vor ieși colegii săi din executivul politic al PSRM, care vor constitui organul colegial de conducere. Potrivit lui Dodon, acest organ colegial ar urma să numere între 5 și 9 membri. În cadrul congresului de mâine va fi examinată o nouă redacție a statutului PSRM și a programului politic actualizat.